că tot timpul se schimbaseră la București la pașapoarte și trebuia refăcute niște relații și așa mai departe. Așa că după 2 ani de zile ultimul a ieșit. Și care era prețul pentru membru de familie? Era un preț negociat la nu la amănunt, ci la cum se spune, la grămadă, să zicem. Unchiul meu a scos 65.000 de mărci atunci. Deci 5.000 de mărci de persoană. Și le-a plătit însă când ultima persoană a ieșit din țară. Și ne-am stabilit la München, în apropiere de München. Am venit cu nevastă mea din o brașoveancă, din România. Și după 2 ani după emigrare, după sosirea în Germania, am fost la această familie a unchiului meu, în Lugano, în Elveția, unde am întâlnit familia Sanda și Vlad Stolojan. Nu îi cunoscuserăm până atunci. Am discutat foarte mult cu ei și doamna Stolojan mi-a spus, și-a dat seama că mă ocup de politică, mă interesează și așa mai departe. Știu și bine limba română și mă rog. Și mi-a spus, du-te la Europa Liberă. Dacă stai în apropiere de mine, du-te la Europa Liberă. Ăștia caută tot timpul oameni mai tineri. Aveam 26 de ani. Așa, și după ce m-am întors, imediat am venit aici, în această clădire, și am cerut la intrare să vină cineva de la departamentul românesc. A venit domnul Armand Gurian, pe atunci administratorul secției noastre. I-am spus ce e. Caut un post, m-a interesat să lucrez în politică, în comentarii și așa mai departe. Ca după 2 zile să mă sune la telefon, să vin tot la München, îmi plătesc drumul tot, să vorbesc cu directorul. Pe atunci era Preda Bunescu, directorul departamentului. M-a prezentat directorului, am stat puțin de vorbă, am fost foarte impresionat. Am văzut pentru prima oară iarăși steagul românesc într-un birou. Era foarte, foarte impresionant la intrare, în clădire, era o plăcuță așezată cu clopotul libertății și scria cruciada împotriva comunismului. Pare mi se că am făcut o impresie bună. Mi s-au trimis formularele pentru, obișnuitele formulare pentru serviciul personal și așa mai departe. Asta fiind în aprilie și pe 15 iunie am fost angajat. Deci am mers destul de repede și am început la serviciul de știri, unde timp de 28 de ani și jumătate am tot lucrat la serviciul de știri, un serviciu extraordinar de interesant, dar foarte greu, fiindcă noi n-aveam controlul scriptelor făcute de noi, intram direct în emisie și odată o frază, un cuvânt transmis on air, cum spuneam aici, era dus, nu mai puteai să iei înapoi dacă era ceva greșit sau inexact. Da? Și cum am spus, 28 de ani, aproape 29 de ani am lucrat acolo, am urcat treapta obișnuită, am ajuns program editor, senior program editor și m-am simțit foarte bine, însă un singur lucru a fost foarte greu de suportat din punct de vedere omenesc, era un serviciu în tură. Noi începeam dimineața la ora României, ora 6, deci la ora 4 cel puțin trebuia să fiu aici ca să încep să redactez buletinul de știri. Peste noapte veniseră știri, trebuiau striate și așa mai departe. Pe urmă lucram și peste zi, lucram și seara până la ora 12, eu stăteam la 30 de kilometri departare de mici, deci mai trebuia să fac și acest drum. Era greu și bineînțeles cu timpul și cu înaintarea în vârstă a început stomacul, a început inima, se fuma, se bea cafea, cum fac redactorii, nu? Și, dar, să zicem, am scăpat totuși. Relativ sănătos, am ajuns la aproape 77 de ani. Acum mă bucur de această libertate de pensionar. Am foarte mult de lucru, mă interesează foarte mult. Cam asta ar fi o parte personală a vieții mele.
acest tramvai care trece pe aici, era și atunci? Da, și am venit foarte des cu el, da. Cam totul a rămas la fel. E bine, construcția asta s-a mai schimbat puțin, a devenit un institut al Universității din München. A fost făcut cadou toată clădirea orașului München. Trebuie să menționez că nimeni nu ar fi permis construirea așa unei clădiri oribile în acest cartier minunat cu grădina English Garden, un parc fantastic, dacă n-ar fi fost atunci americanii forța de ocupație militară în München și făceau ce vor ei aici. Așa că s-a construit atunci în 49 această clădire. Văd că e numai tineret aici, asta e iarăși ceva îmbucurător. Aici, pe culoarul ăsta de unde vorbim, am primit vizita Majestății sale, regele Mihai, reginei Ana, a fost și principesa Margareta, a trecut prin toate birourile, am dat mâna cu el. A fost un moment foarte emoționant. Cine se gândește să dea mâna cu majestatea sa? Și a fost foarte, foarte normal, puteam să discutăm, s-a interesat de toate amănuntele și da, a fost foarte, iarăși un moment foarte frumos. Situația din țară l-a preocupat permanent, iar căderea regimului comunist a reprezentat pentru el, alături de colegi, împlinirea unui ideal, el știind că misiunea Europei Libere a fost în cele din urmă să se autodesfințeze în momentul în care și în România libertatea cuvântului va deveni din nou o realitate incontestabilă. 1991 am fost pentru prima oară în România. Și am fost foarte trist ce am văzut de acolo, da. Și totuși era ceva foarte curios. Eu stăteam în regiunea Bisericii Evanghelice din strada Luterană, Siribei Voda, și când mergeai și prin Cismigiu și vedeai o clădire și pe urmă îți aminteai că acum trebuie să urmeze altă clădire care arată așa. Și într-adevăr ai găsit-o așa. Adică amintirea asta nu se pierde, rămâne undeva într-un computer al nostru. Dar era în general foarte trist situație. Oamenii erau obosiți. Și ceea ce am remarcat acolo, oamenii au început să vorbească și nu mai puteau să se oprească. Au vorbit, era această libertate de azi pe mâine, că pot să spun ce vreau, nu mă mai ascultă, nu mă mai denunță nimeni și au savurat această libertate. Acum, bineînțeles, s-a normalizat și sper să meargă din ce în ce mai bine, bineînțeles, asta sperăm toți. Problema intrării în Schengen, în spațiul Schengen, nu este tocmai exact prezentat de mediile din România. Bine, partea tehnică este făcută, este aranjată, este pusă la perfecție, însă sunt unele țări, cum ar fi Finlanda și Olanda, care în primul rând cer să se pună capăt corupției în justiție, să se facă ceva concret, fiindcă dacă intrăm cu un sistem corupt, eu nu vorbesc că și în Germania e corupție, dar dacă te prinde, ai pățit-o, adică poți să ai cel mai mare rang ca ministru, ești deferit justiției. E, asta eu n-am văzut în România. Și până nu se schimbă asta, o să fie mari probleme. Și acum aceste probleme se amplifică cu criza economică, criza financiară și așa mai departe. Dar corupția este ceva care trebuie să dispară. Și aplicarea legilor. Între anii 2001 și 2011 a fost director al Fundației Sașilor Transilvăneni, care se ocupa în primul rând cu restaurarea unor biserici din Transilvania. Cei doi băieți ai lui au dăruit 5 nepoți, iar familia este mândria lui Hans Acker, Mircea Ioanit. No, servus copii și să nu uitați, aici am câștigat un război. La revedere, toate bune, sănătate!